Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison și care petrecea în toate zilele înconjurat de slavă. Iar un sărac, anume Lazar, care zăcea înaintea porților lui plin de bube, dorea mult să se sature din fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului. Căci până și câinii, venind, lingeau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit apoi și bogatul și l-a îngropat. Și în iad, ridicându-și ochii, el care era în chinuri, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Atunci a strigat el și a zis, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și întingă vârful degetului în apă și să-mi recorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avram a zis, Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar a șijderea pe cele rele. Dar acum, aici, el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie adâncă, întărită în așa fel ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, ori cei de acolo la noi, să nu poată să treacă. Atunci el a zis, te rog dar, părinte, să-l trimiți acasă, la tatăl meu, căci am 5 frați, să le spună acestea ca să nu vină și ei la acest loc de chin. Avram i-a răspuns, au pe Moise și pe prorocii, să-i asculte pe ei. Dar el a zis, nu părinte Avrame, ci dacă cineva dintre cei morți se va duce la ei, se vor pocăi. Atunci Avram i-a spus, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede, nici chiar dacă ar învia. Cineva din morți. Cuvântul Domnului, laudă ție, Hristoase, prin cuvintele Evangheliei, să ni se ierte nouă păcatele. Amin. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit apoi și bogatul și l-au îngropat. Iubiți frați și surori, pentru Hristos Domnul, dăm slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh pentru această duminică a 22-a după pogorârea Sfântului Duh, așa cum au rânduit Sfinții Părinți, în această lună binecuvântată de noiembrie, anul mântuirii Domnului, atenție, 2024. Pentru că noi știm că anul bisericesc începe la 1 septembrie, iar anul civil la 1 ianuarie. Vă binecuvintesc pe toți cei care ați intrat în casa lui Dumnezeu, în acest lăcaș de închinare pe care l-am dedicat în urmă cu aproape 8 jumate spre 9 ani de zile preasfintei și de viață făcătoarei trăim, așa cum puteți vedea în icoana hramului
care este înaintea noastră a tuturor. Rog pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt să binecuvinteze fiecare suflet care astăzi a intrat în casa Lui, pentru că este casa Lui Dumnezeu, și să ne dea har, să ne dea pace, să ne dea binecuvântare, iar pentru mințile și mai ales inimile noastre să ne dea și astăzi un cuvânt de zidire sufletească spre a noastră mântuire și a Lui slavă în vecii vecilor. Amin. Amin. Scumpii mei, cunoașteți cu toții pilda aceasta. Este o pildă pe care Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, o spune și de data aceasta ne dă un îndemn chiar la început. Zisa Domnul, atenție, ascultați pilda aceasta. Scumpii mei, ascultarea este o virtute duhovnicească. Din fragedă vârstă sau pruncie, suntem chemați să ne ascultăm părinții. Suntem chemați de părinți și invitați de părinți să-L ascultăm pe Dumnezeu, pe care nu-L vedem și nu-L cunoaștem, dar îl vedem de multe ori în părinții noștri, în frații noștri, în surorile noastre. Ascultarea și supunerea sub ascultare sau supunerea sub cei care sunt mai mari, înălțați, îndregătorii, cum sunt cei din fruntea țării, cum sunt cei înălțați în patriarhii, în episcopii, în duhovnicii, dar și față de aproapele nostru, nu este altceva decât o poruncă pe care noi trebuie să o împlinim. În momentul în care ești liber sub soare și spui așa, eu nu mai am nevoie să ascult de nimeni, îți spun din fața Sfântului altar că ești pierdut. Pentru că tu trebuie să asculți de unul Domn Iisus Hristos. Tu trebuie să asculți de părinți, că avem poruncă. Ascultarea de părinți prelungește, dacă vreți să folosesc un cuvânt sau un jargon din lume, sau binecuvintează casele fiilor și prelungește viața omului. Ascultarea de mai marii noștri, de șefii noștri, dacă vreți, și de toți cei care îi pune Dumnezeu peste noi, este o poruncă pe care a lăsat-o Dumnezeu. Și Domnul ne spune astăzi, ascultați pilda aceasta. Vorbeam cu Diana, care îmi spunea, Domnul să binecuvinteze, părinte, e cam răcoare astăzi în biserică. Și am spus, Diana, nu te lăsa copleșită de frig. Puneți ochii pe icoană, puneți ochii pe Maica Domnului sau pe cuvioasa Parascheva pe care am adus-o atinsă de moaștele sfinte pentru dumneavoastră și pentru toți cei care intră în casa Domnului. Puneți ochii pe Domnul Iisus răstignit, puneți ochii pe potir, pe Sfântul Tabernacol, pe un sfânt, pe un mesaj de pe pereți, puneți ochii pe ceva și vei vedea că te vei încălzi. Și rog pe Domnul Iisus Hristos, Cel care încălzește pământul prin soarele Lui binecuvântat, să-ți încălzească inima, sufletul și trupul, amin, și să te simți confortabil în casa Lui Dumnezeu, în care n-ai intrat pentru prima oară. Și prin mila lui Dumnezeu astăzi, prin părinții tăi binecuvântați care te-au adus și mare lucru să ai părinți pe pământ, nu în gând, cum spune poetul, ești aici și suntem toți aici și ne bucurăm unii de alții și toți împreună de Domnul și Mântuitorul nostru. Ne subliniez cuvântul ascultați. În momentul în care intrăm în biserică, trebuie să ascultăm. Să ascultăm de ce se cântă la strană, să ascultăm de glasul apostolului, să ascultăm de vocea Evangheliei, să ascultăm rugăciunile, cântările, dar mai ales cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în ceasul acesta nu predică Părintele Dan. Pentru cei care mă cunosc, știți că îmi pun predicile mele și le ascult și de multe ori mă surprinde cuvântul pe care Domnul îl spune prin mine nevrednicul și îmi predic mie și apoi dumneavoastră. Dar pentru că cineva trebuie să predice și așa lăsa Dumnezeu, iată astăzi prin vocea mea a nevrednicului stau înaintea dumneavoastră rugând pe Domnul să vorbească prin mine. Amin. Și eu și dumneavoastră trebuie să ascultăm. Ascultarea, așa cum am spus, este o virtute duhovnicească. Și trebuie să ascultăm. Și sublinie să ascultăm, să ascultăm, să ascultăm.
Ce să ascultăm, scumpii mei? Să ascultăm că în numele lui Isus, ne spune Sfânta Evanghelie în Filipeni 2:10, trebuie să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ, de sub pământ și de apele, dacă vreți, mai de jos decât pământul. Toți trebuie să ne plecăm înaintea unicului, Sfântului Domn, Iisus Hristos, Dumnezeului Tatăl, Dumnezeului Duhului Sfânt, Sfintei Trei. Toți trebuie să facem lucrul acesta. De ce? Pentru că spune în Isaia 45:23, orice genunchi să se plece înaintea mea, și asta este deja o ascultare. Poate nu ai obișnuința să te pleci sau să stai pe genunchi, poate nu mai poți de șele, ne spune Sorana. Nu-i bai, pleacă-ți capul, pleacă-ți fruntea, pleacă-ți ochii, pleacă-ți inima, pleacă-ți mintea, pleacă-ți ființa cumva înaintea Domnului. Și în acest fel te pui sub autoritate, sub ascultare și arăți lui Dumnezeu că El îți este Tată, subliniez Tată, și tu ești Lui Fiu. Scumpii mei, ați auzit că acest bogat care a ajuns în iad, ne spune foarte clar Sfânta Scriptură, deși, fiți foarte atenți, au fost doi oameni diferiți din punct de vedere social, pentru că unul trăia în averi și unul trăia în umilință. Unde? Pe scările casei bogatului. Dar Domnul nostru Iisus Hristos, ce a spus la început, nu este o pildă. Este chiar o întâmplare din viața acestui om, care îl numim azi bogat, și din viața acestui om pe care Dumnezeu îl numește Lazar. Pentru că pilda, soră, mă iertați, nu are nevoie de nume. Pentru că te duce la substanța, la natura pildei, și nu trebuie neapărat să folosești nume de persoane. Dar dacă ați fost atenți și dumneavoastră sunteți oameni care cunoaște Scriptura, Dumnezeu decupează trei secvențe din viața bogatului și în același timp îl pune pe Lazar la ușa lui. Și prima secvență din viața acestui bogat este secvența prin care Domnul nostru Iisus Hristos se întâlnește cu tânărul bogat din Evanghelie, care vine la Domnul nostru Iisus Hristos puțin mai jos de vârsta ta, puțin mai sus de vârsta ta, undeva la 18-20 de ani, și pune cea mai frumoasă întrebare care poți să o adresezi lui Dumnezeu sau unui om. Ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Apoi, după ani, trec ani, Dumnezeu mai taie o secvență din viața lui și îl vedem pe bogatul acesta care a rodit țarina. Și a zis, am prea multe din roadele pământului, fără să se gândească că de fapt Dumnezeu i-l-a mulțit. Voi dărâmba hambarele mele și toate ale mele și voi zidi altele ale mele și le voi umple și voi spune sufletului, bea, mâncă, veselește-te, că de acum ai mulți ani pe pământ, ca și când sufletul s-a hrănit, să mă iertați, cu pariză. Nu. Sufletul se hrănește cu rugăciune, cu Biblie, cu Scriptură, cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, cu împărtășanie, cu rugăciune, cu post și mai ales cu milostenie. O să vorbim astăzi puțin și despre milostenie. O să vedem că mila trebuie să o probăm. Cum spunem noi, mila Domnului. Mila Domnului peste noi tăți. Cu al său har și cu al său iubire de oameni. Și mă întorc la bogat. Deci îi face Domnul o fotografie, dacă vreți, în anii tinereții, când chiar el se întâlnește cu Iisus și spune, întreba, ce să fac? Și știi ce s-a întâmplat? Vino și urmează-mă, vinde tot ce ai, dar cum, Doamne, toată averea lui tata? Da, toată. Sau dă-o săracilor, arată-mi că îți dezlipești inima de cele ale pământului și mi-o dai mie, spune Iisus. Și se spune că tânărul a plecat supărat de la el, deși în Evanghelie, într-una dintre ele, ne spune că Iisus l-a iubit. Foarte important să te iubească Iisus și să pleci nemântuit de la El. Apoi, a doua fotografie, cum a spus, tânărul acesta devine bogat cu avere, cu posesiuni și Domnul îi spune, nebune,
Toate acestea pentru cine le-ai strâns? Că noaptea asta ți se va lua de la tine sufletul și toate cui vei rămâne. Aici echivalați dumneavoastră în minte valoarea sufletului și valoarea bogăților din această lume, care nu pot contrabalansa sufletul, pentru că sufletul tău, soră luminiță, și acelui mai neînsemnat om de pe pământul acesta, care poate nici n-a auzit de Hristos, valorează mai mult decât tot ce vedeți și ați palpat și aveți poate în conturi. Și apoi îl vedem astăzi pe bogat, aproape de moarte, când Domnul îi spune: fiule, am cam încheiat cu tine conturile. Dar totuși, ca să probez mila ta și să-ți mai dau o șansă, am trimis pe unul Lazar la poarta ușii tale. Că doar de te vei milostivi de el, el așteptând, cum spune Evanghelia, să se hrănească doar din fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului și pe care nici acelea nu le dădea. Vă spun eu că sătura câinii, sătura ogarii, sătura toate urătănile, cum spunem noi, din jurul curții, nu-mi place cuvântul, dar ăsta a venit, da? Și numai pe omul acesta nu-l sătura. Trecea pe lângă el, se împiedeca de multe ori de el, că așa ne pune Dumnezeu la scara blocului, la ușa casei, la intrarea într-o stație de tramvai. Ieri înainte să plec, așa mi-a scos Dumnezeu o femeie, parcă am văzut-o pe prea curată, acum o pruncă în mână, numai atât am zis, nu-i frig la asta mică, gândindu-mă că și eu am un prunc. Și toată ziua mă uit, să-i dau cum mă învăța mama de mic, ciocionuții, așa spun eu la ciorepei, să nu umple de scurt. Și zice, nu-i frig, părinte. Eu eram îmbrăcat în training, de unul știu că-s părinte, știe Domnul. Bun. Și după ce m-am dus și am cumpărat toate cele de trebuință pentru drum, știind că în partea cealaltă, de fapt, am fugit repede, nu spun spre laudă, dar nu m-am putut urca în mașină și să nu o miluiesc într-un fel pe amăreta asta. Și am traversat și am fugit repede, și i-am dat ceva din mila Domnului, cum spunem noi, în numele lui Isus. Scumpii mei, Dumnezeu are grijă să ne pune cât un Lazar la poarta vieții noastre, indiferent unde. Fiți foarte atenți, că Lazar vine la voi și vă cer. Și de multe ori îi căutați poate la față și nu-i bine. Sau vă uitați cum e îmbrăcat și nu-i bine. Sau vă uitați cât îi de vorbăreți. Sau cât e de șmecher, că mai sunt și șmecheri îmbrăcați în Lazar. Nu-i treaba noastră. El ne cere. Și vă spun un singur lucru. Vă cere pentru că n-are. Pentru că nici eu, nici dumneavoastră, până acum, spun, ne-a oferit Dumnezeu să ne pună pe la ușile unor magazine sau supermarketuri și să cerem. Am fost în străinătate și am văzut oameni plecați până la pământ, care nu spun nimic, stau doar cu mâna întinsă, ore întregi, cu capul aproape rezemat, cu fruntea de pământ și cu mâna întinsă. Și am zis, Doamne, ce mătanie mare pe care omul ăsta o face continuu și poate noi niciodată nu ne aplecăm cu fața până la pământ. Și unii dau, alții nu dau, alții trec, alții poate chiar îi lovesc, că stă cu mâna întinsă și calcă pe mâinile lor. Toți avem cât un Lazar la poartă. Țineți minte, este primul lucru care îl învățăm azi din Evanghelie. Aveți grijă de el. Pentru că într-o zi vă veți întâlni cu el. Și vă mai spun ceva, în acel Lazar nu este altul decât Isus. Pentru că și în inima lui bate o fărâmă de viață, și în inima lui curge o fărâmă de sânge, și în inima lui locuiește Dumnezeu, că Dumnezeu face să bată inima în noi. Până când zice într-o zi, stop. Și mă întorc, doi oameni cu două vieți diferite. Dacă unul era în vârful societății, celălalt era la marginea societății, doi oameni cu două morți diferite. Pentru că dacă unul i-au săpat groapa cu podcastul, sau cum se cheamă la pod, știți dumneavoastră la ce mă refer, și l-au îngropat cu ea de la idilul, dacă o fi fost un preot sau un pastor la căpătâiul lui, celălalt zice, a murit și bogatul și l-au îngropat. Vă dați seama ce slujbă pompoasă cu mitropoliți. Și cu șepte pop din șepte sate să mă spele de păcate, cum zice cântarea, i-au făcut. Și cu pomană și cu sarmale și cu de toate, și amăritul ăsta nu a avut nimic.
Dar dacă au avut două vieți diferite, au avut două morți diferite și două îngropăciuni diferite, au avut și două veșnicii, țineți minte, diferite. Și vreau să te învăț astăzi și știu că am mai spus-o aici, slăvit să fie Domnul, pregătește-ți veșnicia încă de aici. Cât timp ești în viață? Pentru că eu citesc în Sfânta Evanghelie că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele și acum prin nevrenicia mea, nu-l parafrazez pe Domnul, dar continui. Și eu și tu avem putere pe pământ să ne rezolvăm păcatele și să le punem sub sângele lui Hristos, ca Domnul să ne ierte, să ne spele, să ne curețe și să ne ducem cu fața senină spre împărăția lui Dumnezeu. Amin. Nu lăsa mântuirea, Iana, nu lăsa mântuirea ta pe seama altora. Soră Luminița, nu lăsa mântuirea ta pe seama lui Diana că spune un părăstas sau să aprindă o lumânare. Și rezolvă-ți problema mântuirii tale personal. Pentru că ați văzut că de la noi la voi nu se poate trece. Ați văzut că l-a trimis în casa lui ai săi să-i spună, du-te că mai am 5 frați. S-a trezit bogatul că mai are 5 frați. Și spune-le, ce să le spună? Că au un tată în cer, că au un Iisus care a murit pe cruce într-o zi de vineri pentru el. Că suntem toți datori cu o moarte pe pământ. Să nu ajungă și ei în acest loc de chin. Imediat revenim la ceea ce a spus Părintele Avram. Deci hai să notăm al doilea punct al predicii. Nu știu din ce familie înstărită sau mai puțin înstărită ești. Nu știu ce diplome ai. Domnul știe, nici nu contează lucrurile acestea. Contează că ești un suflet viu, lăsat de Dumnezeu în creație, pentru a ajunge într-o zi în împărăția lui Dumnezeu. Ăsta este planul lui Dumnezeu. Scumpii mei, Dumnezeu a creat și raiul și iadul. Nu l-a făcut cu bucurie iadul. Și dumneavoastră știți că nu l-a creat pentru om, ci pentru îngerii decăzuți. Noi știm că există două stări. O stare cu Domnul și o stare fără Domnul. Există două veșnicii. Una în cer, în rai, și alta în iad. Nu există intermediar care de mijloc. Să uitați vorba asta că e de la Satana, mustrea Domnul. Nu există să poate și așa. Numai la român să poate și așa. Noi am inventat vorba asta. Nu există niciunde. Am căutat în toate dialectele. Nu există. Lasă că se poate și așa. Numai noi ne dregem Dacia cu o sârmă și o șurubelniță. Nu există așa ceva. Există oameni specializați care se ocupă de roată, de frână, de ambreiaj, de disc, de bec. Nici nu te atingi. Știe fratele Nicola, am întrebat, frate, de ce îți duci mașina? Pentru că ăia sunt meseriași, nu o fac, eu nici nu mă ating, de o duc în serviciu, ea se ocupă și îmi dau țidulă, că încă un an pot să umblu cu ea. Numai la noi se poate, hai frate, că ți-o repar eu. Bă, nu știi, bun mecanic auto, cum să vină. Nu vă lăsați mânați de Satana, iar îl pomenesc că e mustră el Domnul, să vă zmintească că poate aranjați cu un popă. Să vă mute dintr-o parte în alta. Poate niște pomeni, niște părăstase, uitați-le aici, ne pot muta. Nu există așa ceva. Copacul în care parte cade, în aia rămâne. Dacă ai închis ochii în veșnicie fără Hristos, n-ai cum să-i deschizi în fața unui Dumnezeu care să spună, vin o slugă bună, ci du-te de la mine, blestematule vei auzi. Dacă ai închis ochii, spunând, Doamne, în mâinile tale îmi încredințez sufletul, n-ai cum să-i deschizi decât în veșnicie. Noi știm, după cuvântul Sfântului Apostol, că Domnul nu trimite nici pe Arhanghelul Gavril, nici pe Mihail, nici pe altcineva după noi, ci vine El personal după noi. Și vine slugă bună și intră în bucuria stăpânului tău. Iată, mă duc să vă pregătesc un loc. Nu i-a spus Sfintei sau Sfântului sau Ungerului sau mai știu eu cui, du-te pregătești un loc la fratele Micu sau la Dan. Nu, mă duc eu să vă pregătesc un loc. Că dacă Domnul pregătește loc, vă dați seama ce Dumnezeu am? Și Dumnezeul ăsta merită slujit. Și Dumnezeul ăsta merită crezut.
Și Dumnezeu ăsta merită ascultat, de ce a plecat cu predica. Și primul lucru, țineți minte, pentru că odată ajuns acolo în iad, știți ce a făcut? Nu să vă vină să credeți bogatul. A făcut școală. Am zis că prin pușcării să face școală. Poți să-ți termini clasa a doua, a treia, a patra, a cincea, dacă n-ai făcut-o cumva. Soră Lumința, bogatul a făcut în iad școală. Pentru că primul lucru care l-a învățat, mărit să fie numele lui Dumnezeu, bogatul, că este frate cu săracul, acolo în iad a învățat. O trebuie să ajungă acolo să-și dea seama de lucrul acesta. Cum se agresează el? Părinte Avrame. Păi cum dacă părintele Avram e tatăl tuturor credincioșilor și Lazar ajunge în sânul lui Avram și el îi spune părinte Avram, înseamnă că el realizează că este frate cu Lazar. Amăritul ăla care nimeni nu-l băga în seamă era de fapt fratele lui. Nu de sânge, cum zicem noi, nu de trup, ci frate domn. Nu ne place să ne numim frați și surori. Ne place să ne zicem pe nume, nu-i rău. Dar pentru numele Domnului, ziceți-vă frați și surori. Că dacă aici nu suntem frați și surori, nici dincolo nu vom fi în veșnicie. Părinte Avrame, fie-ți milă! Auziți, de mine. Păi ăsta era religios. Pentru că de milă, Doamne miluiește. Unde auzit? La biserică. Să poate cumva să fii bisericos și religios și să ajungi în ea? Da! Să poate! Să poate! Că dacă nu mai ai auzit și nu mai ai băgat la cap și la inimă nimic, tipic, tipic și la inimă nimic, nu-i bine. Noi trebuie să probăm mila Domnului. Noi trebuie să probăm rugăciunea. Noi trebuie să probăm Scriptura pe noi, nu pe ei. Repede! Imediat catalogăm omul. Ăsta nu-i de-a meu. Ăsta-i de-a meu. Ăsta zice bine, ăsta nu. Dar mai uitați-vă înspre voi. Uitați-vă, uitați-vă la mâna mea. Când arăți cu degetul spre unul, uitați-vă la degetul ăsta. Câte degete sunt dreptate spre tine? Numai vreo trei, așa-i? Vedeți, până și palma te învață să te mai uiți la tine și mai lasă pe ceilalți. În mila Domnului, cu zice în așa. Deci ăsta a învățat că este frate cu săracul. Suntem frați și surori. Că vă place, că nu vă place. Soră, ești frate cu cel mai mare om din lumea asta, cu Bill Gates. Dar și cu amăritul ăla din drum. Indiferent că el știe sau nu, tu știi astăzi, ai învățat la biserică și nu mai ai voie să uiți. Ești soră cu sora Maria. Ești frate și soră cu părintele Dani și eu cu matale și cu matale și cu scumpul ăsta mic. Și toți suntem frați și surori. Să ajungem în iad, să învățăm că suntem frați și surori. Dar ce fac frații și surorii? Vă spune ce fac, să dau un tribunal. Își împart averile. Duceți-vă la sora Maria, că tătă ziua lucră cu ei. Și vă spune. Nu-și mai văd ochii de cefeuri și de casă și de contracte. Și de donații. Nu asta fac frații scopii. Să iubesc. Să ajută. Își dau telefoane. Se cheamă la biserică. Se ridică unii pe alții. Își duc unul altul un plic de mâncare. Dacă n-au, să ajută. Dacă nu, se împrumută. Dacă nu știe Domnul. Fac ceva. Ăștia-s frații și surori. Ăștia-s frații și surorile noastre. Și trebuie să avem grijă de ei. De acolo de unde m-a dus Domnul, seara pe genunchi, vă văd pe fiecare, știu și locurile unde stați. Domnul Iisus îmi este martor că pe niciunul care sunteți azi în casa aici, și nu mai spun câți azi nu au venit din binecuvântate pricini, vă pomenesc la toate liturghiile, scot părticele și vă pun pe Sfântul Dis. Doamne, eu nu știu unde-i, dar Tu știi. Doamne, eu nu știu ce păcate are, dar Tu știi. Fii bun, lasă mila Ta și harul Tău și sângele Tău să curgă peste bucățica asta care reprezintă pe Ramona, pe Ana, pe Pătru, pe Cornelia, pe Emil, pe Mariana. Lasă, așa se face și voi pentru mine. Avem nevoie unii de alții. Suntem frați. O să vedem imediat.
Fiți atenți. În Ieremia 31, vă dau numai versetele, cu 34, o să ascultați predica. Ioan 13, cu 35, Evrei 8, cu 11. Dumnezeu vorbește de frați și vorbește de viitorul fraților. Pentru că aici suntem împreună și nădăjduim că și acolo vom fi împreună. Noi suntem toți frați. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Al doua învățătură care culmea, a învățat-o ea soră și nu în viață, a realizat că din iad are nevoie de Lazar. Fii bun, du-te și spune alor mei. A realizat că au nevoie unii de alții. Nu cumva avem nevoie, am scris-o aici, și noi de ajutorul fratelui sau a sorei. Când ajungi în suferință, îți dai seama că ai nevoie de fratele tău, din păcate, numai când ajungi în suferință. Matei 27:46. Domnul meu, Dumnezeul meu, striga Iisus pe cruce, pentru ce m-ai părăsit? Până și Iisus, om și Dumnezeu, în ceasul al 12-lea, strigă după cineva. Are nevoie. Durerea cea mai mare a lui Dumnezeu n-a fost cruce. N-au fost păcate. N-au fost scuipările, biciurile, sângele care a curs. Tot ceea ce ați văzut pe Via Dolorosa și ceea ce se mai păstrează, poate în imaginația dumneavoastră, poate prin filme. Și durerea lui Iisus pe cruce a fost că toți l-au părăsit. Bate voi păstorul și se va risipi turma, mișelul de diavol. Au avut grijă să se împlinească cuvântul ăsta. L-au urmat trei Marii și un Ioan, mai ascuns pe după Maria, mai pe sub omoforul Maicii Domnului. Și aceea a fost bucuria. Și totuși, peste cei care îl prigoneau, îl culeau, bagiocoreau și peste tot și peste noi și peste toate s-a pronunțat același cuvânt. Tată, iartă-i că nu știu ce fac, că nu știu că au fugit, că nu știu că m-au părăsit, că nu știu că eu sunt Iisus, amăriți ăștia care mă împung cu asta, cu sulița, amăriți ăștia care joacă haina la zaruri. Am o predică și eu am preluat-o, dar puțin am îmbunătățit-o la zaruri lângă crucea lui Iisus. Să joci zarul, văzând că Dumnezeul tău moare pe cruce, câtă indiferență. Deci a aflat și a realizat că are nevoie de Lazar, citiți în Luca 16:26. Se roagă de Lazar pentru cei din casa lui. Avem nevoie, zice, trimite pe Lazar să-și întindă vârful degetului în apa vieții și să vă răcorească limba, că, virgulă, cumplit mă chinuiesc în această băpaie, în acest loc. Ce este apa pe care noi nu o bem? Și nu-i vorba de apa de la robinet H2O. Bine ar fi să fie H2O. Apa cuvântului lui Dumnezeu. Apa vieții. Beți această apă în fiecare zi. Eu, nevrednicul, în fiecare zi, azi noapte la 2:30, pentru că știu că după liturghie o să călătoresc, m-am străduit să pun și apa vieții pe internet. La ora aceasta, peste 1000 de oameni au citit Evanghelia zilei. N-am mai mare satisfacție. 1000 de oameni au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. La ora asta. Am uitat pe statistică înainte de Sfânta Liturghie. Apa vieții. Citiți în Ioan 7:38. Cine crede în mine, precum a zis Scriptura, din el va bea apa vie, va curge peste el apa vieții, apa lui Dumnezeu. Un alt lucru care l-a învățat bogatul culmea în iad și nu în timpul vieții, că a făcut și asta școală, nu? A realizat că între rai și iad nu există loc de trecere. La noi se spune, nu e drumul chiar așa de greu. Nu e Dumnezeu chiar așa de rău. Nu e iadul chiar așa de cumplit. Cetărașii cântă, zice, fie raiule sănătos, noi o mere pe din jos. Scumpii mei, aveți grijă ce ascultați și aveți grijă ce aplaudați și pe prin serile de spectacol, că
că s-ar putea să vă faceți păcate, să vă mai adăugați acolo în torbă ceva. Nu există punte. Cum nu există trecere din lumea aceasta spre împărăția lui Dumnezeu fără, uitați-o aici, cruce. Asta e puntea vieții mele și puntea vieții tale. La un moment dat trebuie să o pui și să treci pe ea dintr-o parte într-alta. Milă de frații care nici măcar în ceasul al 12-a a morții nu-și pun crucea la căpătâi. Știți, nu le dăm numai. Domnul să-i miluiască, să-i trezească. Vorbesc de crucea Domnului, dar ei nu pleacă nici măcar în veșnicie cu crucea, cum zice românul, pe piept. Luați-vă și asumați-vă că e a voastră. E a voastră, nu e a mea, eu am a mea, dumneavoastră aveți a dumneavoastră. Și fiecare cu crucea lui în spate, după Domnul care își duce crucea, de fapt, el nu și-o mai duce, că le duce pe a noastră. Atât de mult ne iubește. Cu niciun chip n-am să te las spune, iată, eu sunt cu voi în toate zilele. De ce? Să-ți duc crucea, măi! Pentru că nu ți-o poți duce singur. Să-ți duc crucea până în veșnicie. Când tot eu ți-o voi lua și o voi arunca unde? Vă spun unde se vor arunca crucea noastră. În Marea Uitării. Ziceți? În Marea Uitării. În Marea Uitării. Și vă mai spun unde, că pe ele ne putem răstigni viața păcătoasă. În iad se vor arunca crucile noastre. În iad. Nu vom intra în cer cu crucea. Pentru că pe cruce Domnul a răstignit păcatele lumii, iar noi prin cruce ne asumăm păcatele noastre și prin sângele iertării de pe cruce le trimitem înspre Dumnezeu, care iarăși se încarcă cu vina păcatelor noastre și așa mai departe. Deci între rai și iad nu există loc de trecere. Nu-L putem păcăli pe Dumnezeu. Nu-L putem în niciun fel. Nu ne poate muta nimeni soră dintr-o parte într-alta. Ai închis ochii. Ți s-a hotărât direct veșnicia. Țineți minte lucrul acesta. Iadul, spunea cineva, îmi place cuvântul ăsta, este adevărul, atenție. Atenție, vă rog, și subliniez atenție. Adevărul înțeles prea târziu. Adevărul este Hristos. Va veni o zi în care poate nu o să mai auzi bine, nu o să mai vezi bine, nu o să te mai poți purta la biserică, o să te aducă alții, o să țină alții mâinile sau o să ți le ridice să-ți faci crucea. Fă-ți-o acum, roagă-te acum, ia acum putere din Dumnezeu ca să ai și la bătrânețe. Și în felul acesta te vei duce către cer. Întorci spatele la tot ceea ce ți se pregătește, la tot ceea ce a făcut Domnul pentru tine. Pentru Dumnezeu nu este nicio pierdere. Pentru tine, da. Spunea cineva, și știți foarte bine, dacă va spune că călugărul Zosima din frații Karamazov al lui Dostoievski, dacă va spune cineva că nu există rai și mântuire și iad, n-am pierdut nimic. Dar dacă spune că există și totuși eu nu mă țin de ele, am pierdut totul. Iar altul spunea, dacă va spune cineva că Hristos nu este adevărul, nu e nicio problemă, mă voi lepăda de adevăr și voi rămâne cu Hristos. Aleluia! Amin. Dar nu există, aici a fost o erezie, nu există cineva să spună că Iisus nu este adevărul, că Iisus și adevărul este unul și același. Deci totul s-a lepădat de adevăr, dar rămâne cu Domnul. Lepădați-vă de tot ceea ce vă desparte de Domnul. Și Dumnezeu vă va despărți de tot ceea ce este împotriva mântuirii voastre. Pentru că țineți minte, prin crucea asta, Dumnezeu într-o zi, poate în casă, poate între prieteni, poate la locul de muncă, va despărți om cu om. Dumnezeu a spus clar, am venit să despart pe mamă de fică, pe noră de socră, pe tată de fiu, pe părinți de copii. De ce?
Pentru că unii vin cu bună voie la mine și alții zic, lasă să mai treacă un pic. Și ăsta zic la fel, când a fost tânăr. Nu-i problemă, am pus întrebarea, am primit răspuns, mai rămân cu niște bogății. Pe urmă, o zis domnul, vrei bogății? Nici o problemă, ia de aici, fiule. Că poate îmi vei mulțumi. Și ăsta a zis, bucură-te suflete. Niciun mulțumesc nu a fost acolo. Dar a venit ziua socotelilor, când Dumnezeu a tras linie și a zis, fiule, gata. Ți-am pus un amărât la poartă. N-ai probat mila mea prin ce să fac ca să moștenesc? N-ai probat mila mea și iertarea mea și mulțumirea mea prin tot ce ți-am dat? Ți-am pus pe amăritul ăsta, măcar prin aproapele. Să mă vezi pe mine la aproapele tău. Știți când a încheiat soră Luminița? Știu că mă urmăriți, Domnul să vă binecuvinteze. Știți când a încheiat Dumnezeu conturile cu bogatul? Când câinii au venit și au lins bubele. Până și câinii s-au milostivit de amărâtul ăla. Deci câinii au venit și au lins bubele și a zis atunci Dumnezeu, de ce te-aș mai ține pe pământ? Chiar așa să punem o întrebare. De ce ne-ar mai ține Dumnezeu azi pe pământ? Pe mine, pe tine și pe cei care vor asculta această predică. Ce bine ai făcut tu azi? Suntem prin mila Domnului aici. Amin. Amin. Suntem în viață prin mila Lui. Auzim, vedem, ne purtăm, ne atingem, ne îmbrățișăm. Adevărata și ne frit, Iana, tot prin mila Lui. Adevărata bogăție. Cea mai mare bogăție este Iisus Hristos, Domnul. Amin. Amin. Deci atunci a terminat conturile, a tras linie și a zis, gata, e ziua scadenței. Au venit câinii să-ți lingă bubele și tu nimic? Bun. Vino acasă. Dar acasă la el pentru veșnicie a fost iadul. Pe când pentru amărâtul ăla, pentru că cineva ar putea spune așa, bun, pentru că sunt bogat am ajuns în iad, o nu. Pentru că sunt sărac am ajuns în sânul lui Avram, o nu! Să nu vă înșele guratul. Să credeți că asta e o virtute cumva sau vreun har înaintea lui Dumnezeu. Nu! Există atâția bogați care sunt în cer și există atâția amărâți care sunt în iad. Noi nu pe baza meritelor noastre sau a ceea ce posedăm intrăm în cer sau în iad, ci pe baza meritelor lui Hristos intrăm în cer lui Dumnezeu și pe baza păcatelor noastre nepuse sub sângele iertării intrăm în iad. De aceea rezolvați-vă problema. Punctul 4 al predicii. O mai făcut asta ceva. A patra zi la școala iadului a realizat că frații lui au nevoie de Evanghelie. Aliluia! Că nu le-a spus nimic. Vă spun eu, a venit de la biserică, știți ce le-a spus? M-au fost bune sarmale lui sora Mărioara. Atât au spus. Nu au spus ce s-a predicat, nu au spus că Iisus Hristos este Domnul, nu au spus că Iisus Hristos a murit pentru el. A fost la biserică și el, vă spun, era acolo sus în lojă, parcă-l văd, cu papion, spreiat, Chanel. Era, când a intrat el, nici tămâia popii nu s-a mai simțit. Numai mirosul din hainele lui. 40 de babe și-au întors capul de la Evanghelie, că a intrat el. Și acum mirosea greu, pentru că era în ea. A realizat că frații lui au nevoie de Evanghelie. Luca 16, 27-29 sau Ioan 12, 20 22. Fiți atenți, au venit niște greci, da? Am vrea să-L vedem pe Iisus. Ce au făcut ăștia? S-au dus la Luca, Luca la Andrei și i-au tot purtat. Măi, ce au venit să-L văd pe Iisus. Părinte, Diana, spune-mi așa, părinte, vreau să-L văd pe Iisus. Eu n-am bătut drumul de la Sibiu până aici să nu mă întâlnesc cu Iisus. Eu n-am venit de la Iași. 490 de kilometri să vă predic pe Părintele Dan. Că vei putea trimite prin internet. Eu am venit să vi-l aduc pe Iisus. Și Domnul s-a îngrijit că m-a oprit și un nene și culmea că nu mi-a dat nimic. De ce? Pentru că era Iisus cu mine. Slăvit să fie Domnul. Punem nume ca să nu cădem în alte. Bun. Cine știe pe drum înapoi. Bun. Domnul să aibă milă. Atenție!
a realizat că frații lui au nevoie de Evanghelie. Chiar așa, spui ceva de Domnul în casa ta, la aproapele tău, da, la locul tău de muncă, slăbit să fie Domnul, la cei de care ar trebui să spese și la cei de care astăzi ai învățat sau ai învățat și iarăși spune ai învățat că sunt frați. Vorbiți-le, scumpii mei. Și dacă nu ascultă? Vorbiți-le, scumpii mei, că nici de Domnul n-ar asculta. Dar Domnul le-a vorbit. Aruncă pâinea ta pe ape, spune Domnul, și o vei primi înapoi în sutit. Tu dă-i numai drumul la tăc, să nu tacă gura. Vorbește de Domnul. Vorbește de ce? Pentru că ți-e drag de El. Când ne îndrăgosteam și eram cu drăguța, toată ziua povesteam de ea. De ce? Pentru că ne era dragă, nu? Vorbește de ceea ce ți este drag. Vorbește de Domnul tău. Nu trebuie să ne asculte pe noi, soră. Chiar vă mulțumesc că ați răspuns așa. Trebuie să ne asculte pe El. Pentru că dacă noi ne prezentăm oamenilor pe noi, îi vai și amar de ei. Că se vor uita în CV-ul nostru, se vor uita înapoi a noastră și vă spune ce vor vedea în ăsta care vă vorbește. Unul care cântă la nunți, la clapă. Ăla să predice mie de Hristos. Să uită la altul, beutorul ăla. Aia, ăla. Toți ne știm trecutul, culmea. Dar țineți minte, Michelul de diavol ne știe trecutul. Domnul l-a și uitat. Cel mai puternic argument că Domnul ți-a uitat trecutul tău și a meu, cel păcătos, este drumul spre Damasc. Când cei doi vorbeau cu Iisus, dar nu știau că Iisus acolo, și povesteau lui Iisus ce s-a întâmplat cu Iisus. Și zice, cum? Tu e singurul care nu ți-aduce aminte cum l-or lua, l-or bătu, l-or răstini, l-or pus în cuie. Și a zis, Domnul, nu. Ce sunt numai? Eu nu mi-aduc aminte. Deci Domnul uitase ce s-a întâmplat cu el de dragul mântuirii și al iertărilor. Numai diavolul ne aduce aminte de trecut. Țineți minte. Așa că rezolvă-ți-l. Și când vine diavolul să-ți povestească, mulțumesc Duhule Sfinte, când vine diavolul să-ți povestească de trecutul tău, tu neapărat ți-aduci aminte de viitorul lui. Când vine diavolul să spună, las că știu eu cine ai fost, tu spune-i, auzi, mi-milă de tine, unde să ajungi. Țineți minte vorba asta. Îți aduce aminte diavolul de trecutul tău, tu adui aminte lui de viitorul lui, unde o să ajungă el. În iazul cel de foc. A avut nevoie ca frații să audă Evanghelie. Du-te în casa mea, vorbește-le, spune-le ceva. Nu! Atenție, scumpii mei! Îi iau pe Moise și pe proroce. Spune Evanghelia să asculte de ei. Acum aș vrea să vă las pe dumneavoastră deoparte, mă uit încolo și zic frații mei pentecostali, baptiști, martori, jehoviști, toți câți vă considerați creștini. Să asculte de ei. De cine? De sfinți. Să asculte de ei. Vă rog din suflet. Așa cum dumneavoastră mă respectați, nu? Și mă ascultați. Și eu vă respect pe dumneavoastră. Așa trebuie să ascultăm de sfinți. Nu degeaba ne-am umplut biserica de ei. Și avem aici corolare, exemple. Trebuie să ascultăm de sfinți. Iar vedeți cum se întoarce obsesiv predica, în pornirea cuvântul ascultare. Trebuie să ascultăm de Sfinți, de Moise, de proroci. Cum să citesc frate Emil de Moise și eu nu îl cinstesc pe Moise? Cum să citesc din Pavel și eu nu mă duc să cinstesc pe Pavel? Cum să citesc din Avram și din Timotei și eu când e ziua Sfântului Apostol Pavel și al lui Petru, 29, da? Eu habar n-am cine au fost aia și ce au făcut și cu ce s-au mâncat între ei și alții pe ei și ei pe alții. Nu pot, este un nonsens. Înseamnă că ei nu au Biblie. Cum să citesc din Matei, Marcu, Luca, Ioan când eu nu știu cine a fost apostolul Luca? Cum să citesc din Faptele Apostolilor? Faptele Apostolilor, habar n-au cine a scris Faptele Apostolilor. Sfântul doctor evanghelist Luca. Și eu nu-l cinstesc pe Luca. Să asculte de ei, au pe Moise și pe proroci, să asculte de sfinți.
Pentru că sfinții sunt indicatoare spre cer, faruri. Uitați-vă ce face Casian, Domnul să-l binecuvinteze. L-am dus într-un parc de distracții și erau luminițe. Dar la un moment dat erau luminițe pe jos. Era o linie așa de luminițe. Știți ce-a făcut? Parcă-l văd. S-a pus cu piciorușele alea mici și călca pe luminița și s-a dus până în capăt. Nu s-a bătut nici la stânga, nici la dreapta. S-a dus cu piciorușele pe luminițe că vrea el să meargă pe lumină până în capăt. Și am stat și l-am privit și am zis, uite mă, ăștia sfinți. Ce spune Domnul? Călcați pe urmele mele. E Domnul înapoi a lui Pavel, înapoi a lui Luca, Marcu, Ioan. Pentru că și eu car pe urmele lui Hristos. Nu există câte doi spre împărăție. Numai și indian mergem spre împărăție până la Iisus. Avem nevoie de sfinți. Avem nevoie. Nu-i scoateți din calendar. Nu-i scoateți din viețile voastre. Unii le purta și numele. Mărie, Ion, Vasile, Gheorghe, Pătru. Avem nevoie de ei. Să ajungi în ea, să înveți că ai nevoie de sfinți. Să ajungi în ea, să înveți că ai nevoie să le spui Evanghelia și celor de lângă tine. Și ultimul lucru, dacă nu ascultă de Biblie, nu vor crede nici dacă voi învia eu a doua oară. Îndrăznesc să spun. Pentru că dacă nu ascultă de Biblie, de Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă se va duce cineva din morți la ei, nu vor crede. Ce ai putea să spui la finalul predicii? Un lucru simplu. Când să mă duc acasă, iau Biblia la răsfoit, la citit. Mi-s dragi oamenii, am fost în casa fratelui Emil. E toată fertăliță Biblia. Sunt Biblii care nu se mai pot citi, pentru că oamenii citindu-le au plâns pe el. Sunt lacrimi acolo și au văzut viața. Sunt Biblii și a noastră stau cu praf. De două de aștia, avem grijă când facem curat de Paști, să ștergem și Biblia. Deschideți-o. E cartea noastră a creștinilor. Și culmea, că spre deosebirea de a mahomedanilor, a budiștilor, și al ăștia care strigă Allah Akbar și se aruncă cu dinamita, e vie cartea aia. Și cartea a schimbat viața mea, viața ta și poate schimba și viața ta, îndrăznesc să spun. Citește-o și împlinește. O rog pe Sfânta Scriptură să-ți predice mai mult decât poate n-am reușit eu să o fac astăzi. Scumpii mei, să ajungi în iad, să faci școală, să ajungi în iad, să realizezi că ești frate cu aproapele tău, să ajungi în iad, să realizezi că avem nevoie unii de alții, să ajungi în iad, să realizezi că nu se poate trece dintr-un loc într-altul, că nu poți păcăli, fenta șmecherii din lumea asta, le cam fentează asta, mai scapă de una de alta, dar înaintea unui Dumnezeu mare și sfânt care are ochii ca para focului. Să ajungi în ea, să realizezi că frații tăi au nevoie de Evanghelie și să ajungi în ea să realizezi că Biblia este de fapt cartea de căpătâi a vieții tale pe care n-ai deschis-o niciodată. Să ne ferească Dumnezeu de lucrurile astea. Știți ce a fost astăzi? A fost cândva odată, mai spune Iisus, într-o vreme îndepărtată, un bogat ce niciodată nu privea în sus. Știți că virgulă corabia lui Noe a avut o singură fereastră sus? Știți de ce? Ca Noe să nu vadă valul, să nu vadă pericolul, să se uită veșnic către Tata. Mai ridicați ochii în sus. În trăirea egoistă, chefuind de zor, nu știa că în jur există oameni cu o viață tristă și cu rânce dor. Și plutind, asta e dedicație pentru cea care îmi va da replica imediat. Și plutind pe-a lumii spume, omul cel bogat mai avea, dar n-avea nume, precum Biblia ne spune, și trăia în păcat. Ăsta era bogatul.
Lângă poarta boierească, Lazar cel sărac, curș căuta să găsească și o vorbă prietenească, dar nu s-a întâmplat. În belșug de vin și pâine, omul bogatul, da, petrecea fără grijă acea de mâine, iar lui Lazar câte un câine bubele îi lingea. Dar cu vremea trecătoare, Lazar a murit, nici o bubă nu-l mai doare, foamea nu-l mai chinuiește, astăzi totul pentru el s-a sfârșit. Iar din patria cerească de la Dumnezeu, veni gardă îngerească pe sărac să-l însoțească sus, în Empereu. Și a murit și bogatul și l-a îngropat, la pomană a fost osatul. Vedeți? Osatul a fost, cum să nu? Dar nici slujba și nici darul nu l-au ajutat. Nici slujba de mormântare nu l-au ajutat. Jos în locuința morții, demonii l-au dus și ajungând în fața porții, îngrozit de greul sorții, se uita în sus. Să ajungi în iad, să strigi la Domnul, Doamne, mă auzi, mă vezi? E târziu atunci. Și văzu o lume în care n-a crezut nici când. Și cel miră și mai tare, Lazar, cel de la intrare, cu Avram umblând, el care a trecut prin lume fără rugăciuni, el bogatul fără nume ce vorbea de rai în glume. Uitați-vă la Părintele Dan, vă fac o cruce mare, vă rog din suflet să fugiți de lângă oamenii care spun bancuri de Dumnezeu. Să fugiți de lângă el. Să faceți peste ei o cruce mare și să Dumnezeu să te ierte, să nu mai strâng niciodată bancuri de Dumnezeu. Fii atentă, Diana. Unul din foștii președinți ai Braziliei, Tacredas, a spus așa, dacă mai dă Dumnezeu 500.000 de voturi, voi ajunge președinte și nimeni vreodată nu o să mă mai dea jos din scaunul de președinte. Știi ce a zis Iisus? Poftim. I-a dat 500.000 de voturi. A murit exact în ziua în care a fost ales președinte. Tu cu Dumnezeu te pui. Tu pe Dumnezeu îl iei la bani mărunți. El care a trecut prin lume fără rugăciune, el bogatul fără nume, ce vorbea de rai în glume, striga din genunchi. Ava, ruga mea ascultă dintre vălvătei, Lazar apă să-mi aducă și spune-i să se ducă și la frații mei. Se le spune că există iad și paradis. Băi, numai atâta dacă e prins de la biserică, azi ești cel mai fericit. Există cer, rai, există iad, groapă, întuneric, necaz, frământări, durere, plângerea, scrâșinea vincilor și necaz mare. Și că teza ateistă, atenție, teza ateistă, nu, stați miștiți, noi mere cu, știți, Petre, Doamne iartă, după moarte nu rezistă, doar cuvântul scris, care, Biblia, varsă lacrimi de căință, mor și totuși viu, crede și în pocăință și vorbește de credință, dar e prea târziu. Și acum finalul. El, săracul și bubosul. Ăla cu care te întâlnești toată ziua, nu-l uita. Că ți-a spus Domnul să fii atent la el astăzi. Lazar cel murdar, cel descrie chiar Hristosul, reprezintă păcătosul mântuit prin har. Și acum ia-l pe Lazar și pune-l pe tine. Și spune, Doamne, și eu am fost un gunoi. Doamne, nici eu nu te-am cunoscut. Doamne, am stat în ușa bisericii. Sau poate am stat în biserică. Sau poate am stat la altar. Să vorbim și de preoți. Nu ne luăm noi deoparte. Și nu te-am cunoscut. În loc să primesc din fărâmitura aia de har și de binecuvântare, n-am primit și am fugit de tine. Doamne, eu sunt Lazar. Tu ești Lazar, fie-ți milă și de mine. Uite că făcui și o replică, și o glumă, și o rimă. Doamne, ai milă de mine. Eu sunt Lazar. Și ajută-mă, Doamne, ca cu ochii ăștia doi, indiferent ce culoare au, de astăzi să văd pe fiecare din aproapele meu, pe mine.
Și dacă ăla are, înseamnă că am și eu. Și dacă ăla n-are, înseamnă că n-am nici eu. Și din mult puținul meu, să-mi fac milă de el într-o zi. Și tu îți vei face milă de mine. Amin. În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.